Alo. Alo. Da. Alo. Ia zi-mă, bă. Ce să zic, bă, că ăsta-i s***a, am rezolvat de o lună jumate cea mai fructuoasă zi a mea a fost astăzi. A fost, da? Dar asta e bă, pentru asociatul meu, dar asta e viața, mă regrez eu cu asta. Am vândut buldoi excavator de 45.000 cu 18.000, astăzi numai ca să... L-ai vândut, bă, băiatule? Păi de ce nu mi l-ai dat, mă, mie buldoi excavatorul dacă l-ai aveai? Că mă socoteam eu cu Dorel, îl luam eu cu Dorel și mă scădeam de bani. Pentru că nu e al meu, e la ăla cu agregatele. Băi, nene, ce mai bă, dă, băiatule, ce mai mă minți, mă, mâncă, ce-și nu te minți. Adun, bă, banii. Ai vândut ăla, adun banii. Păi, stai că la data asta îi facturează și luni, ne dă bani. A, facturează și luni. Bă, ce crezi? Uite, momentul ăsta să moară copiii mei, m-am urcat în mașină și sunt la tine acasă, deci fii atent ce spun. 8.000, stai, ascultă-mă. Bă, băiatule, tu n-auzi, băiatule, mâna, ciubă, gana, familia ta să-mi bag și morții tăi. Să-mi bag. Bă, tu cu cine crezi că te joci, tu cu nervii mei? Alo. Bă, cu cine crezi tu că te joci? Bă, tu ce joci cu mine? Luni, marți, miercuri, joi, vine, sâmbătă, de șase luni îmi mănânci viața de mine. Băi, ce dă-mă banii, băi, dă-mă banii, vreau banii acum! Eu îl dau cu muncitorii ăștia, n-am bani să plătesc! N-am bani, dă-mă banii! Dă-mă ce mă zic, dă-mă banii acum, când mă bun de-aia ceva! Bă, băiatule, dă-mi banii! Dă-mi banii, mă, din c***e, spus, dă-mi banii, vreau banii, dă-mi banii! Ce, băi, ți-am zis, ți-am zis să merg să-mi faci accept pe apartament, ai zis că dacă nu m-ar zici îmi faci... Da, domnule, am, dar nu am actele toate. N-ai actele? Păi ce ai zis mă de săptămâna trecută? Păi da, nu am actele toate, păi ce vrei să-ți fac? Am actele la un apartament cu 3 camere, da? Dar nu am actele toate. Bă, bă, ai zis că nu-i scoți actele, bă, te întreb, bă, ce ai zis? Bă, spune-mi ce ai zis! Deci, ăla de la primărie, nu am scos actul ăla, nu mi l-a dat încă, și nu pot să semnez fără dispoziția aia lui primarul general, e semnată la juridic și nu e semnată... Bă, bă, n-auzi! Eu, băi, vezi că sunt acolo în curte, eu direct acum acolo mă duc și nu mai plec, bă, dacă nu-ți merge, mă, să trac în p***a acolo, dar adun tot statul, bă, vreau banii. Bă, vreau banii, mi-a fugit toți muncitorii, toți vreau banii. Așa e, mă, că te jura, ai tu dreptate, dar... Bă, ce dreptate, mă, bă, gălești p***a în sângele tău, ce să moară copiii din p***a. Bă, nu mai sunt de p***a. Rezolvi, ce vrei acum, că mă duc să dau un cap pe stradă, am rezolvat și o uite. Bă, ce faci, ce mai vreau banii mei, nu mă gălești p***a în sângele tău, ce rezolvă? Ce rezolvă? Bă, ce rezolvi? Ia spune-mi, ce rezolvi? Ce să rezolvă, Cătăși, vreau? Uite, m-am dus pe acolo, pe acolo să rezolv situația. Bă, dă-mi banii! Bă, tu n-ai fost în stare să mă aduci 2000! Sunt la Bă, sunt la Pitești, sunt la alea, sunt la alea! Tu n-ai fost în stare să mă aduci 2000! M-ai mințit cu fierul, m-ai mințit! Ai o mașină ce-ai vândut-o, dă-mi banii! Dă-mi banii! Da, tata, o să-i banii. Bă, băiatule, eu nu aștept până orice ora, ai priceput? Eu nu mai aștept până luni, eu vreau banii acum. Ai zis că îmi dai banii, l-am pus pe seama mai devreme să te sune, ce ai zis? La ce, domnule, a venit ora 3? De câte ori ai făcut așa? Bă, tu vrei să mă bagi în pământ? Bă, 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 rata, bată, bată, dacă nu-ți crăp la cum două, tu vrei să mă bagi în pământ pe mine? Dă-mi bă banii! Nu mai aștept nimic, dă-mi banii, eu n-am să plătesc. Mai lăsa mai nenorocit, bă, gana, în sângele tău să-mi bag, de unde ai venit tu pe capul meu? Bă, scopule nenorocit, de unde ai venit pe capul meu? Stai, bă, nene, am avut și eu niște... Ce bune, nene, de șase luni de zile, mă, stii pe mine! Mă, ți-a fost niște încurcături, a fost încurcături! De unde ai venit încurcături, mă? Cum le-ai găsit, mă, tu pe toate? Dă-mi coace, mai dă-mi 5 mii că mă duc să semneze repede un... Bă, că nu sunt nicio tâmpiți, știi tu că nu sunt fraier. Mai ai nebun, mai bun, ai fost, am mai dat o dată 3.000, ești nebun la cartea asta, nu știu cât timp. Dă-mi banii mei, dar 25.000. Păi ce, păi da, bă, nenorocitule, dă-mi bă banii. Da, tată, o să-ți iei banii. Bă, nu, mă, dă-mi banii azi, vreau bani, dă-mi banii. Deci o să-ți iei banii, te-a zis. Bă, băiatule, nu o să-mi iau banii, dă-mi banii, vreau banii. Dă-mi banii că n-am să venim, dă-mi banii. Ți-am zis, bă, adu-mi niște bani, vedem ce mai facem, dăm banii, tu nu mi-ai adus niciun ban. Deci tu nu mi-ai adus niciun ban. Dăm bani. Eu nu mai aștept până luni. Eu am alte probleme, am altele pe capul meu, nu mai aștept până luni. Te-am așteptat, te-am jurat pe copii, pe
te strâmbă, ce te-ai înjurat mă tu? Eu nu mă jur strâmbă copii în viața mea. Bă, acum o lună mi-ai zis să moară copiii dacă nu vine ala din Anglia. Da, dacă nu face, venit, dacă nu a venit, da, să moară copiii dacă a venit. Da. N-a venit? Păi cine e ala din Anglia? A fost un gătar de Anglia. Cine e ala din Anglia? Bă, nemaicule, tu ai intrat la oamenii aia jos la Colibuc acolo și nu mai puteai să te dea afară, te făcuse-i proprietar. N-am fost eu și m-am interesat și acolo de tine? Unde mă, eu am 90.000 de dați acolo. Ai 90.000, dă-mi bă banii mei, lasă. Nu mă interesează pe mine. 90.000 am dat pe spațiul ăla, ca să știu. Bă, băiatule, dă-mi banii. Dă-mi banii, eu nu mai aștept. Eu vreau să-mi dai banii. Da, tată, o să-ți iei. Eu ce ți-am spus acum, să moară tot ce vrei tu și tot ce, dacă eu te-am mințit cu ceva. Să moară tot ce vrei, nu? Bă, bă, cine e la tine acasă acolo? Cine să fie, maică mea? Bă, iată că mă duc acolo. Mă duc și dacă tu n-ai să auzi pe vecinii aia ce zi pe acolo și aia, să mă scui pe mine în gură. Dă-mi banii. Eu spun că nu e... Ce nu... Bă, ce nu e, bă, este că mea... Bă, nenorocitule, este că am mințit oamenii pe aici. Stai pe mâine, stai pe apoi mâine, dar atâta lungă de zile. Ai dreptate, ce vrei să spun? Am dreptate, ha? Ca să legeți! Bă, și mă aștept și tu până luni și fii ei, bă, de-a mai în viață! Bă, ce-ai zis săptămâna trecută? Că până dacă am un... Iată ce spun eu aici, deci zilele astea, oricum până luni, ce ăștia vin, că ce-a luat barcă, bă, de-a în barcă lor. Așa, la barcă? Acum... Era la München, la română, la care are restaurant acolo. A zis da. Să merg pe la Viena, nu știu pe unde, vine acasă, băga mea și în gură. Păi n-a venit mă de acum două luni acasă și a luat bilete la avion, că nu găsea pe internet. Da, bă, băiatule, băi, nu ai mințit, băi, cu ce am mințit? Îl pun de față, pasta și o să vezi tu că nu e nicio minciună. Băi, n-auzi, băi, îmi vreau banii. În Anglia o să vezi tu ce ai ca minciună. Băi, tu nu vezi ce tupeu ai de bulanciu? Ai, m-ai făcut, dar m-am dus la Pitești. Ai spus, gata, eu 120 de milioane mi le bagă. Da, bă, că te-ai glasit, bă, ăsta care... Unde? M-a trimis la o firmă la Bolintin. Te-a trimis la Bolintin, da? Da, să-mi dea aia că-mi dă 120 de milioane. Da, și unde? Că-mi a vrut să-mi dea banii să-mi bag p***a familia lui, că-mi a dat agregatele lor de 4 miliarde jumate. Bă, cum le-ai dat tu lui ăștia agregate și tu nu-mi dai mie banii mei, mă, care mi-ai luat? Cum ai luat mașina și ai vândut-o, dar ai zis că ți-a furat mașina? Da, mi-a furat mașina, da. Ți-a furat mașina? Da. Bă, nenorocitule, bă. Mi-a furat, ai dus în Spania și aia și cu ăla cu tot, băga mea. Dă-mi banii, dă-mi banii, eu am nevoie, am muncitorii pe aici, pe asta, am nevoie de bani. Dă-mi banii. Hai că mă duc mâine la asta, la Bolintin. Bă, ce te duci, mă, mâine? Bă, ce mă vei pe mine mâine, băi? N-auzi că am oameni aici? Băi, deci până luni eu nu am cum de unde să fac gros de bani. Spun realitatea. Mâine să mă duc să iau pe aia 120 de la Bolintin. A, mâine te duc pe aia. Da, și până luni, când iau pe ăștia 18, n-am de unde mâncase. Și ce vrei să te mint? Nu am de unde. Dacă mi-este, dacă vine ăsta până luni, băiețeștia, da. Dar eu, altă chestie, până luni, nu am de unde spun sincer realitatea. Deci luni, acum nu mai e apartamentul, nu mai e nimic, nu? Ba da, am și acelea la apartament, dar nu le am acum astăzi. A, nu le e, dar când le e? Am aia de la casă, e pe numele meu, e reală, tot. Trebuie să scot dispoziția aia ca să pot să am 20.000 avans, că vrea cineva să o ia, am clientul. Și cu asta mi le reglez și eu, dar ce vrei eu? Ai dreptate. Vrei să spun că n-ai dreptate? Ai dreptate. Bă, nu, auzi, hai să facem altceva. Ai bul de excavatorul, dă-mi bul de excavatorul, să ne scadem de bani. Tu n-auzi că e un chef case de la, case, mă, case, așa-i spune. Și la casa o firmă de asta de Straco, poate ai auzit de firma Straco. Așa, am auzit de firma Straco, dăm scavatorul să-l dau lui Dorel, să am să-i dau o grămadă de bani lui Dorel, dăm coace. Tu n-auzi că la dalul ăsta i-a și facturat, trebuie să-i bagi 18.000? Ai, l-a facturat lui ăla și nu merge să nu mai îl factureze lui ăla, deci la mine nu merge nimica, merge numai la tine când mai e strocat de bani, nu e de tine ăla, auzi? Nu e de tine ăla, ce vrei să-mi mai spun altceva? Vrei să ți-l aduc acum? A, nu e nici de mine ăla, ce are, motorul spart. Nu e.
Păi ce vrei să spun altceva? Vrei să ți-l aduc să, peste o lună de zile să mă suni